Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars, în urma unei grave greșeli. Gestul făcut de artist i-a determinat pe producătorii emisiunii să ia măsuri. Jador a fost eliminat de la Survivor All Stars după 5 săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Artistul nu a fost votat de colegi și nici accidentat, ci a făcut o greșeală care l-a costat mult. Mai mult, artistul a confirmat venirea lui acasă, fără a da multe detalii despre asta. Jador a confirmat că a părăsit competiția Survivor, după 5 săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană. Cântărețul a fost contactat de jurnaliștii de la Fanatic, moment în care a admis că a ieșit din competiție. Anuntă unica Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars. Cântărețul a plecat de la filmări pentru a se întâlni cu iubita lui, Oana Ciocan, și a tot fostă concurenta show-ului. Artistul a încălcat astfel regulamentul reality show-ului. Se pare că One ar fi trebuit să ajungă la Survivor All Stars, lucru care nu s-a întâmplat. Pentru că nu a respectat regulile emisiunii, producătorii au decis să-l descalifice pe faimos. Eliminarea sa va fi difuzată săptămâna aceasta, la ProTV. Contactat în seara zilei de 9 februarie 2024, Jador a răspuns la telefon, cu toate că în competiție nu avea acces la niciun fel de tehnologie și a confirmat faptul că a fost eliminat. Jador provine dintr-o familie modestă, chiar dacă acum a ajuns să câștige sume fabuloase din cântat și aparițiile televizate. Odată cu lansarea lui pe piața muzicală din România, artistul a ajuns să ducă o viață mai mult decât decentă și să-și permită pentru el și familia sa un trai mai bun. Pe numele său real Remus Ionuț Dumitrache a devenit celebru de când a participat la show-ul de la Canal D, Puterea Dragostei. Jador a intrat în casa Puterea Dragostei de la Canal D, unde s-a prezentat drept lăutar. Jador are 28 de ani și s-a născut în Bacău. Jador a absolvit în 2017 Facultatea de Relații Internaționale. Cea mai recentă piesă lansată de acesta. Împreună cu Lino Golden, se numește Udau Moda. Pentru cei care nu știu, pentru o cântare, Jador cere 4000 de euro, însă banii sunt împărțiți cu formația sa.